Incendiul a izbucnit înainte de miezul nopții la un grajd al fostului CAP din localitatea Pietroasele. 30 de tone de furaje pe care un localnic și le depozitase aici au ars ca o torță. Până la sosirea pompierilor, mai mulți săteni au sărit cu găleți cu apă să stingă flăcările. Azi un petul de lucernă de 1500 de baloți. E necaz mare. Necaz mare. Am văzut de acasă, de la 300-400 de metri, fiind într-o poziție mai înaltă. Normal. Normal, pentru că erau foarte aproape. Pompierii au intervenit cu două auto speciale. Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Buzău a acționat pentru stingerea unui incendiu de furaje și hambar pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați cu două auto speciale. Cauza este în curs de stabilire. Sătenii cred că incendiul a fost cel mai probabil provocat pentru că depozitul nu avea nicio sursă de căldură sau de curent electric. Da. De la ce credeți că a luat foc? Cred că un om rău intenționat, cu idei absurde, să facă rău cuiva. Flăcările s-au extins rapid și la un service auto din apropiere. O mașină parcată a fost distrusă complet. Una singură. Ne-a sunat un vecin să venim aici că a luat foc. Și am venit de la Buzău. Deja mașina afectată. Mașina era deja ardea. Am luat de aici, de la noi, de la service, niște stingătoare. Ne-am putut să stingem, cât de cât mașina, ca să nu... N-am știut dacă e rezervor, dacă nu e... Dacă are benzină în ea. Pompierii încearcă acum să stabilească de la ce a pornit incendiul.